Doamna Daniela, am ceva pentru dumneavoastră. Da. Mergeți cu mine? Da. Haideți până în bucătărie. O scrisoare de la domnul Virgiliu. A, soțul meu. O să vă rog să o luați, să deschideți și să o citiți. Dar nu am ochelari. Nu aveți ochelari. Acum, puteți să o citiți dumneavoastră sau? Vă era adresat dumneavoastră, dacă îmi permiteți, eu vă citesc. Da, chiar vă rog. Nu mi-am luat ochelari. Deși, mă rog, eu o citesc, sper să nu se supere domnul Virgiliu, că, Nu. Știe că nu am ochelari și nu pot să... Draga mea soție, Daniela, te rog să citești această scrisoare doar tu, pentru că îți scriu aceste rânduri cu lacrimi în ochi. Când v-ați hotărât să mergeți la emisiune, am sperat că Alin își va găsi o femeie potrivită. Considera că nu este mediul potrivit pentru așa ceva. Că nu este mediul potrivit pentru așa ceva, având în vedere că au posibilitatea de a se cunoaște în totalitate departe de viața de afară. Sunt profund dezamăgit de această fată, care este prezentă în viața fiului nostru, până acum a demonstrat zilnic care socotelne încheiate cu ea și trecutul ei, pe care, apropo, l-am descoperit și eu și îți spun sincer că mi-aș fi dorit să nu o fac. Te rog din suflet să îți pui punctul de vedere și să ții cont de faptul că în joc este viitorul și demnitatea lui Alin. Mă cunoști prea bine și știi că îmi doresc să păstrez distanța de a apărea public, să-mi spun punctul de vedere și am încredere de plină în tine ca să-l ajuți pe fiul nostru să ia deciziile potrivite. Să aibă grijă și să se comporte exact ca un bărbat adevărat. Îmi doresc să ții cont și de părerile mele și ale fiicei noastre, totuși suntem o familie. Vă iubește tata mult, sper să avem ocazia măcar o dată să vorbim la telefon. Cu drag, al tău soț, Virgiliu. Mulțumesc. Îmi pare rău că a trebuit eu să fiu mesagerul, mai ales că pentru că nu am ochelari și nu, fără ochelari nu pot să citesc. Oricum așteptam că să-mi scrie cuvintele astea. De ce? Pentru că a ținut la ea, cum am spus și eu la început, dar în ultima perioadă, cum am văzut că Alina a început să sufere și să plângă, care eu niciodată nu l-am văzut. Niciodată în toți niciodată, anii? Niciodată. Nu l-am văzut plângând pentru niște, nu știu, vorbe și nu-i place ca să-l vedem suferind. Da. Pentru că la început era vesel, dar pe urmă vi se pare schimbat acum? Da. Cum e? Îl văd că e foarte schimbat. De când Adelina s-a schimbat și ea, e și el chiar schimbat. Deci i-am spus și lui Adelina și i-am spus mereu, zic, Adelina, schimbă-te că îl schimb și pe Alin. Pentru că lui nu-i place să fie femeia geloasă, să nu fie femeia supărăcioasă din orice, adică lui îi place să glumească chiar și cu fetele care sunt lângă. Deci dacă dumneavoastră ați observat că se mai joacă cu altă fată, deja Adelina schimbă privirea și zice nu am nimic, nu am nimic, dar se vede după ea că schimbă privirea. Dumneavoastră decideți dacă o să aveți o discuție cu Alin și cu Adelina despre mesajul de acasă. O să intrăm acum într-o pauză de publicitate și puteți să mergeți acolo și v-am spus, este la latitudinea dumneavoastră cum o să considerați, așa o să faceți. Da. Vom o scurtă pauză și ne întoarcem, așa că rămâneți cu noi.